Pe perioada 24 martie-23 iunie, Partidul Liberal Democrat a fost într-o acțiune complexă care avea scopul inițierea referendumului republican pentru modificarea Constituției, pentru a da posibilitatea cetățeanului de a-și alege președintele prin vot direct, iar Parlamentul să fie format în baza sistemului mixt. A fost o perioadă foarte grea. Am anunțat și cu alte ocazii despre atmosfera, cazuri concrete care au vizat partidul, colegii noștri care au colectat semnături în susținerea referendumului, acțiunea îndreptată împotriva partidului de către guvernare prin intermediul Procuraturii Generale, poliției, care au audiat, dar mai bine spus, au anchetat într-o manieră absolut impardonabilă și lipsită de orice normă legală colegii noștri, căutând motivul de ce au aderat la Partidul Liberal Democrat. Cu siguranță, toate aceste acțiuni au influențat direct și negativ întreg procesul de colectare a semnăturilor. Cum anunțam într-o conferință anterioară, noi ne-am asumat angajamentul la capitolul colectarea semnăturilor, vom duce acțiunea până la bun sfârșit. Și vreau să vă spun că nu ne-a reușit acest lucru. Colegii noștri implicați direct, împreună cu noi, am reușit să colectăm 224.176 semnături. Deci 224.176 de cetățeni au pus semnătura sub inițiativa care am lansat-o noi ca și partid. Înfruntând, vreau să vă spun foarte des, frica, înfruntând temerile, imediat după ce am anunțat într-o conferință de presă că avem deja colectate și procesate la partid 180.000 semnături, de fapt cu 10 zile înainte de finalizarea campaniei, într-o manieră specifică, actuale guvernări, prin intermediul mass mediei, ni s-a transmis un mesaj că de fapt nu sunt necesare 200.000 de semnături, ci 340.000 de semnături. Am adresat multiple întrebări celor de la Comisia Electorală Centrală, cum înțeleg ei să interpreteze articolul Constituției la care mă voi referi mai târziu. Am primit răspunsuri foarte evazive și verbale. Am insistat, am obținut o audiență și am avut o discuție cu președintele Comisiei Electorale Centrale, vicepreședintele Comisiei și secretarul Comisiei. În cadrul acestei discuții am constatat de comun acord că este vorba de o contradicție clară în Constituție, însă, totodată, această contradicție nu poate schimba în fond norma constituțională care prevede pentru inițierea referendumului să necesare cel puțin 200.000 semnături. Am adresat o interpelare oficială către Comisie, răspuns la care am primit sâmbătă. Pe mine mă miră, în Republica Moldova de obicei arestările se fac vineri, iar răspunsurile oficiale sâmbătă. Răspuns prin care Comisia spune foarte clar că va examina cererile în cazul în care vor fi prezentate conform cifrei de 20.000 semnături pe raion. Deranjant este faptul că această informație, această interpelare sau această poziție a Comisiei Electorale Centrale a venit în penultima zi de colectarea semnăturilor. Cu siguranță, această situație ne-a pus într-o poziție foarte delicată și duminică, în cadrul lucrărilor Consiliului Politic Național al Partidului Liberal Democrat, am luat o decizie. O decizie, vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, deloc ușoară. Pe de o parte, aparent, interesul partidului dicta depunerea listelor, făcând abstracție de poziția Comisiei Electorale Centrale, ulterior să facem presiuni asupra Comisiei, asupra opiniei publice și așa mai departe, însă toată acțiunea respectivă urma să fie făcută din partea noastră cu semnăturile acelor 224.000 cetățeni la Comisia Electorală Centrală. Și doi, de a trage
linie de a trage concluziile respective, având în vedere că finalitate juridică a acțiunii noastre nu are cum să fie, să nu depunem listele la Comisia Electorală Centrală și altfel să nu creăm condiții în urma cărora cetățenii Republicii Moldova să fie puși în situația în care, am mai spus-o de multe ori, să-și autentifice semnăturile în picioare, așezați, să fie vânați pe câmpuri, exact ca și în cazul Partidului Liberal Democrat. Noi am pus mai presus interesului nostru de partid, interesul cetățeanului, prin a-i asigura, dacă vreți, securitatea. Aceasta este decizia partidului, ne-o asumăm cu toate consecințele și vreau să vă spun că prin această cale doresc foarte mult să le mulțumesc sincer tuturor celor care au depășit temerile și au semnat în susținerea inițiativei și să le spunem foarte clar și ferm că acțiunea nu este una sfârșită, ea va fi dusă până la implementarea ideii de modificare a Constituției Republicii Moldova, însă acest lucru, din păcate, în Republica Moldova, ca și multe alte idei și inițiative, va fi posibil numai când Republica Moldova va fi fără Voronin și Republica Moldova va fi fără comuniști. Și acest lucru noi îl vom face în urma alegerilor parlamentare din 2009.